Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Breazla Haiducilor! Înainte să începem, mare rugăminte la domneile voastre să apăsați acel buton de like pentru Nenea Sky. Fiecare mânuță contează, fiecare mânuță ridicată contează. Prea de dimineață, mult prea de dimineață. Bun, ce facem noi astăzi? Păi astăzi ne jucăm un pic cu... mi s-a terminat aici? Nu! Nu! 288 din... cât înseamnă asta? La naiba! Am uitat acolo, două secunde. Na, bag, joacă-te, distrează-te. Așa. Ce facem noi astăzi? Astăzi ne jucăm un pic cu toată esența asta pe care am strâns-o aici. Momentan am schimbat de acolo spawner-ul de... zi-mă, păianjeni, cu spawner-ul de zombie. Mi-am să-i aminte să nu vă speriați dacă e zgomot, e de afară. Se mai întâmplă. Încă îmi păstrez aici slaughterhouse-ul ăsta ca să am cât mai mult pink slime. Vă spuneam eu că am avut niște probleme pe server și... inventarul s-a resetat cu o versiune mai veche. Și vreau să strâng aici cât mai mult pink slime, să vedem cât de mult strângem și după aia o să schimbăm asta înapoi cu... nu, nici nu mai știu cum se numea blocul dinainte. Grinder. Așa. Băi, vreau, mă interesează în primul rând să obțin auto-enchanter-ul ăsta din My Factory Reloaded și cu auto-disenchanter-ul. Da? Opa, stai așa că m-am dezorientat complet. Bun, chestiile astea două le vreau eu puse undeva. Că nu se știe unde. Ar fi foarte interesant dacă aș putea eu să le pun aici. Păi și... am fluid ductul ăla, aș putea să mă duc pe supodea cu el. Și să-mi vină mie fluidactul ceva de genul aici. Sau chiar aici, așa, șmecheros. Și din asta aș putea eu să vin pac-pac pe aici. Și să am astea două ceva de genul aici și aici. Mamă, ce seamănă între ele. E vreo diferență? Enchanter, disenchanter. Wow, serios? Bine, mă. Bun. Deci, păi atunci, înseamnă că și pe tine trebuie să te muți de aici un picuț. Unde ești? Uite de aici. Nu știu, momentan stai acolo. Așa, mersi. Fine. Pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Să sperăm că nu s-a umplut. Bun. Aici așa. Punem noi pe ăsta. Pe ăsta. Și chiar mai avem loc acolo pentru încă unul. Dar momentan nu. Asta e toată țeava pe care am. S-a topit, mă. Mult în aer. S-a topit. Bun. Luăm pe ăsta de aici. Luăm casting table-ul de aici. După ce se termină frumusețea asta. Mulțumesc. Pac. Hai. Așa, și trântim aici o grămadă de copper ore. Și gata, am terminat și cu ăsta. Ziceam eu că fluidactul
Temperate, te hardened, nu vreau. Ăsta că e mai ieftin de făcut. Cupru. Până ni se termină nou cuprul ăsta de topit, eu zic să ne jucăm un pic cu ceea ce se întâmplă aici. Am două iteme din Botania care cred eu că o să mă ajute, unul mai mult decât altul. Avem Sojourner's Sash. Chestia asta, atunci când o echipez eu aici la... Uite că îmi și arată, serios? Și dacă dau asta... Ha, ha! Stai că sunt curios. Cureluș acolo. Pot să mă mișc un picuț mai repede. Hai să mergem un pic afară să vă arăt. Cică. Acum nu știu exact. De asemenea... Mă, n-am citit eu bine descrierea? Iete. Would you kindly? Thank you, but our princess is in another castle. Mă, când a fost băiatul ăsta online și nu m-am prins eu? Mă! Uite, și mai e un sim și acolo. Asta e de la Snake. Și ăsta sunt tot de la Snake. Amberstone și Cobaltor. Am uitat de ele. Stai așa să citim mai întâi ce scrie aici jos. War never changes. Ha? Deci asta e Mario reference, corect. Zice că nu e acolo prințesa. Uai, de capul meu câte mi-a dat. Wither Skeleton Skull. Băi, eu nu zic nu. Stați așa. Eu nu zic nu și era și într-o față de smiley, nu? Ceva de genul ăsta. Da, smiley face. Bine, mă. Dar n-am înțeles asta cu war never changes. Nu face sens. Ok. Mă. Două secunde, hai să vedem să mă duc să citesc în cartea. Mulțumim, Snake, să rămână. Ce am greșit eu aici? Ce n-am înțeles? Can be quiz, increase movement speed, jump height and resistance to fall damage. Ok. Deci pot să sar mai mult? Nu știu cu cât. Nu mă. Na, tot eu sunt capsoman. Am nevoie de o baterie în inventar ca să meargă. Ai, da, ia uite. Da, și uite, acum folosește mana ca să și merg peste un bloc fără să sar. Aia era șmecheria. Și de sărit, uite așa. Aici nu cred că pot să sar. Da, dar oricum sar două blocuri. Aia era. Trebuia să am baterie de asta de mana. Mana tablet. Bun, deci ne-am făcut curelușa. Bă, potoliți-vă, bă, cu ouăle. Așa. Hai să ne facem o chestie care o să ne ajute pe noi în Nether. Îmi lipsește aici ceva. Îmi lipsește o rună. Și mi-am pregătit-o eu aici. Este o rună de vară. Cică. Runa asta de vară îmi consumă o rună de pământ, una de aer, slime ball, un pic de lubeniță și două blocuri de nisip. Pam, până se face aia acolo, hai să luăm o bucată de piatră din asta. Mă mișc prea repede acum aici, nebun. Bun, aruncăm asta acolo. Mulțumesc.
E, și frumusețea asta o să ne ajute pe noi în Nether. Hai să punem aici la lănțic. Băi, ești de muncă și pe asta mi-o arată. Cât de tare. Ia stai aici dacă dă jos ăsta. Dar e ceva acolo. Ok, interesant. Ne ajută, opa, pardon, F5, cu focul. Dacă ajungem să luăm foc, frumusețea asta o să ne stingă. Nu ne apără complet împotriva damage-ului de la lavă, spre exemplu, dar o să ne ajute ușor, ușor. De fapt, hai să citim. De ce tot mă chinuiu? Hai să citim în cărțul exact ce se întâmplă. N-are rost să stau așa să... Unde ești? Absorbe căldură low heat mică. Ce aiurea sună. Dacă ești, dacă ai luat foc și nu stai direct în foc sau lavă, atunci vei fi stins, practic. Ai toată șmecheria. Deci nu ne ajută extraordinar de mult, adică, spre exemplu, tot o să avem nevoie de o poțiune de fire resistance, da? Dar e în direcția cea bună. Gata, ni s-a terminat și nou aici. Bun, hai să ne punem câte am pentru un lingou. 5 secunde. M-a gătat ea acolo și am nevoie și eu de sticlă în primul rând. Că sunt curios să fac de data asta niște astea transparente. Niște țevi transparente. Mai am ceva pe aici ce am uitat eu să fac? Auto-anvinul, hai să luăm și pe ăsta. De tine nu cred că am nevoie momentan, pot să te pun aici. Așa, și hai să vedem... temperat fluidul ăsta, cum se comportă. Mai am un lingou? Mai dă-mi un lingou, te rog. Bun. Așa. Bun. Pam, pam. Aș putea să le bag în podea ca să nu mai atingă sus acolo și să am și o torță. Hai să încercăm așa. Auto-enchanter, auto-disenchanter. Pac, pac, pac. Tu n-ai nevoie de asta? Serios? Ok. Interesant. Hai să punem torța aia la loc. Deci nu am nevoie că am pus tot half slab-uri pe jos, dar mă rog să fie. Aoleu, și mai avem nevoie, corect, mai avem nevoie, am uitat de asta. Tu îmi iei mai mult LED și niște redstone. Să ducem și niște energie tot acolo. Cred că ceva de genul ăsta e suficient. Până la urmă am pus asta la, fix la primul nivel sub half slab-uri. Ok, hai să vedem. Pac, pac, pac. E bun asta să sare așa prin... Bun. Și aici am primit energie. Trebuie să pun corect două servouri aici. Ia să vedem cum se simte asta. Pararara, tararara. Bun, auto-enchanter. Așa, și acum trebuie să-mi aduc eu aminte cum făceam aici. Ia să vedem, că nu m-am mai jucat de foarte mult timp cu ăsta. Hai să luăm o cărțulie. Nu, stai, cărțuliile sunt în partea cealaltă. Aici. Nu știu dacă te pune pe tine așa. Ia ceva. Ho, 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 de capul meu cum se duce. Ia să vedem aici asta. Mamă, sunt monstrulesc pe afară. Tătic.
Trebuie să fac și eu încă un Leston Energy Cell. Ok, că am făcut și una din asta. Am pus-o aici ca un fel de buffer. Sunt curios dacă pot eu să fac altceva. Mai am aici măcar 4 lingouri. Hai că mai pot să fac repede încă unul. Pac, mulțumesc. Să-mi fac niște manestil boots. Încă aici. Pot să fac un switch? Nu mă mai las. Aici pot să pun? Aiurea. Dacă îl fur de aici, da. Hai să-l lăsăm așa și să vedem ce se întâmplă. Cât așteptăm noi după ăla, mă gândeam să-mi fac și un inel dintre ăsta de mana. Foarte mare grijă, aici mana tabletul trebuie să fie complet gol. Deci trebuie să fie un mana tablet acolo proaspăt făcut sau unul pe care să-l goliți dinainte. De unde pot să fur niște mana mai multă, mă? Hai tot de aici să furăm. Dacă țin shift apăsat, ar trebui să nu-l atrag. Bun, îl încărcăm la fel. Mă enervează că trebuie să am mana tabletul ăla în inventar. Dar așa, dacă îl fac inel, pot să-l pun în meniu de bubbles. Bubbles, bubbles, bubbles. Hai că are ceva în el. Sunt curios dacă... Asta mana distribuitorul. Nu cred că face să egalizeze cumva între ele, să... ca un fel de balanță. Cred că pur și simplu doar atunci când intră mana în el, atunci dă și el mai departe. Gata. Și îl punem aici. Deci l-avem pe ăsta contra foc, l-avem ăsta de magnetizare, l-avem pe ăsta de mana ca baterie și avem și cureaua care ne ajută să ne mișcăm un pic mai repede. S-a terminat, domnule? Protection 4, am breaking 3 și protection 2, protection 2 o ține strict de... Ok. Bun, deci ne-a făcut un enchant acolo. Două enchanturi, de fapt. Asta e auto-anvilul. Pe mine mă interesează acum să vedem aici dacă reușim noi cumva. Deci ăsta. Și așa. Repeat nou. Hai să lăsăm doar una momentan, că cine știe ce prostie se întâmplă. Bun, deci am pus aici o bucată de armură care are două enchanturi pe ea și am pus o cărțulie. Încă puțin, încă puțin. Hai cu tata, hai cu tata, hai cu tata. Consumă foarte multă energie din câte observ eu. Pam, pam, pam. Și vedem că în momentul de față ne-a furat aici Protection 4 de pe cismulițele astea. A lăsat Unbreaking 3-ul, da? Și Protection 4 l-a pus pe carte. De ce am pus Mana Steel Boots? Pentru că, dacă rețineți voi, eu am acum un Mana Ring, o baterie de mana, da? Hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care îmi pun Mana Steel Boots la mine în inventar. Pam, 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 s-au reparat complet. Deci auto-disenchanterul ăsta ne fură câte puțin din durabilitatea itemelor, da? Dar dacă folosesc eu iteme din astea din Botania, care se reîncarcă cu mana, nu mă interesează. Nu mă interesează absolut deloc. Bun, dragii mei, asta este mecanismul. Cam așa se întâmplă, deci pentru asta ne-am chinuit noi să facem aici un spawner, să obținem niște esență, o să încentuim niște armură, o să folosesc în continuare boots-urile astea să le încentuiesc și reîncentuiesc după ce așa. Mai facem rost de niște cărți, după aia vedem noi cum le combinăm pe aici. Și mergem și noi în Nether, domnule, că nu se mai poate. Stau să mă gândesc.
Nu știu, nu știu dacă o să... Eu nu v-am arătat vouă treaba asta, v-am arătat că am făcut special cămăruța pentru partea asta de enchant. Nu știu dacă v-am arătat. Da, am făcut cămăruța asta special. Practic, ce era aici, am pus lemn. Aia am făcut tot. Am rupt o bucată din pământ și am pus lemn peste tot. Mă gândesc acum dacă reușim noi în episodul viitor să facem treaba asta, dar nu cred. Nu cred, din păcate. Pentru că ce se întâmplă? Mai am de făcut o chestie tot pe bază de enchanturi, dar nu știu dacă o să reușesc. Vedem. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să ridicați mânuța. Bună seara București, bună seara România. Pe data viitoare.